Consilierul local din partea USR, Costin Mirescu, a făcut o interpelare la începutul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Călăraș, prin care a solicitat primăriei să facă demersuri la Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională de Locuințe în sprijinul locatarilor din cartierele Anele 1 și Anele 2. Mirescu a precizat că prețul construcțiilor ușoare de la Anele 1 și Anele 2 este același cu prețul locuințelor din Cărămidă sau BCA, iar accesul la instrumentele de finanțare este limitat de faptul că băncile nu acceptă ipotecă acestor construcții. Primarul Marius Dulce l-a asigurat că primăria va emite un document cu aceste informații pe care îl va transmite în cel mai scurt timp la Ministerul Dezvoltării și ANL. Da, eu aș avea o interpelare pentru domnul primar. Mai mulți cetățeni care locuiesc în cartierele ANL, alea de căsuțe din structură ușoară, mi-au semnalat faptul că care dintre ele sunt mai multe? Alea două. Alea care sunt căsuțe pe structură ușoară. Anele 1 și 2. Exact. Două cartiere. Da. E vorba de faptul că ei reclamă că în stabilirea prețului de vânzare al acestor imobile nu se ține cont de faptul că casele lor sunt făcute pe structură ușoară. Practic ei plătesc pentru casele alea făcute dintr-un schelet metalic cu rigid la interior și la exterior și cu vată între ele, plătesc același preț pe care îl plătesc beneficiarii apartamentelor făcute cu cale de beton armat, cu zidărie din Cărămidă și din BCA. Fac acum interpelarea asta către dumneavoastră și vă propun să transmiteți primăria, să transmită la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice un punct de vedere, o adresă, dacă vreți, prin care să sublinieze faptul că în orașul Călăraș există asemenea construcții ușoare și că cetățenii întâmpină problemele astea la cumpărare, dar prin prețul foarte mare. Nu le pot cumpăra prin prima casă pentru că banca nu acceptă drept garanție ipotecară acest tip de construcție. Le-ar putea cumpăra doar prin credit de la primărie, dar înțeleg că acolo avansul este de 15% versus 5% cât e la prima casă și 15% este destul de mare. Și fac acum propunerea asta către dumneavoastră pentru că am văzut în presă că exact în zilele astea se discută la Ministerul Dezvoltării despre reașezarea acestor prețuri. Eu am transmis documentele pe care le-am primit de la cetățeni și către Ministerul Dezvoltării, dar cred că o adresă de la primărie care să sublinieze faptul că acele clădiri nu se pot compara cumva ca grad de confort cu celelalte, pentru că știu că primăria nu are nimic de a face cu stabilirea prețului și asta este corect, dar aș vrea să venim cu încă un document de suport pentru doleanțele oamenilor. Sunt de acord cu dumneavoastră. Discuția asta trenează, cred că, de cel puțin 4 ani de zile. Cred că mai mult. Pentru că evaluarea este făcută de către ANL. Da, sunt de acord și, ba, mai mult o să producem acest document mai repede, pentru că chiar vineri o să merg la Ministerul Dezvoltării și o să-l las personal acolo, pentru că mă duc acolo tot cu locuințe să vedem ce putem obține. Da, sunt de acord și așa este, este corect. Da, mulțumesc. Domnul Chiriță? Da, după cum vedem cu toții, orașul nostru, din punct de vedere peisagistic, și mă adresez domnului viceprimar, care știu că are legătură cu domeniul și a mai lucrat și știe despre ce e vorba, arată foarte rău și știm foarte bine lucrul ăsta. Numai pe strada București, dacă mergem, o să observăm, nu știu dacă a avut cineva curiozitatea, să numere câți copaci uscați sunt din cei plantați de când s-a făcut scoară. Sunt 20, cel puțin 20, am numărat. Da? Sunt uscați chiar de anul trecut și nimeni nu s-a preocupat să observe că acei copaci ar trebui înlocuiți și ba chiar ar trebui și plantați alți copaci în plus, pentru că e un spațiu generos care ar permite treaba asta. E clar că acolo pământul nu este cel care ar fi trebuit pus. Știți foarte bine, de când s-a făcut scoarul ăla, că acolo era s-a adus un pământ care, nu era chiar conform cu ce trebuia să fie. Odată, în al doilea rând, gazonul, deja ați observat că pe scoară de pe strada București este perimat, cred că va trebui înlocuit în cel mai scurt timp, poate la toamnă sau în primul an, vara viitoare, sigur, va trebui înlocuit. Și să aveți în vedere aspectul ăsta când prevedeți banii pentru bugetul anului viitor, eventual. Pe bulevardul Titulescu, care a fost recent recepționat, sau urmează să fie recepționat,
instalația de irigații necesită și ea o întreținere, o verificare periodică și... Tocmai de aceea, că nu este recepționat. Și chiar dacă n-a fost, pare că n-a fost recepționat, verificarea despre care o solicitați a fost făcută. Nu știu dacă domnul Dinu Artur este în sală și poate să le prezinte câteva aspecte despre... Da, instalația de irigat pe Bulevardul Nicolae Titulescu funcționează, doar că mai necesită unele reglaje. Despre exemplu, partea cu RDS-ul, contorul, după ce am făcut verificările, nu mai există. Deci, pe partea cu RDS-ul, la momentul ăsta, nu avem apă. Ok, am înțeles. Asta e un aspect. Al doilea aspect, din ce știu, pentru irigații se folosește apă de la rețea, o apă foarte scumpă, care eu cred că pentru înlocuirea acestei surse de apă s-ar putea găsi soluții alternative mult mai ieftine, adică forarea de puțuri, mai ales în zona, în zonele acestea cu multă verdeață și, bineînțeles, în zona parcurilor unde există borcea foarte aproape, anumite instalații cu pompe care să pompeze apa din, direct din borcea și să o folosim pentru irigarea zonelor respective. Adică lucruri care se pot face cu cheltuială relativ mică și, bineînțeles, se amortizează mult mai ușor, având în vedere că apa de la rețea e și atât scumpă. Și curând o să nu o să ne mai permitem să folosim pentru irigație apă de la rețea. O apă tratată, o apă potabilă, ca să zic așa. De asemenea, tot pe aspectul peisagistic al orașului, aș dori să vă propun ca oportunitate, știu că există încă oraș o firmă care are angajat arhitect peisagist, să facem un contract cu o firmă de specialitate, nu neapărat din Călăraș, de oriunde ar fi, unde care are specialiști în peisagistică, în așa fel încât atunci când realizăm sau modernizăm o zonă, să existe și un punct de vedere avizat din punct de vedere peisagistic, adică să existe o viziune foarte, cum să vă spun, avizată de o persoană care se pricepe la așa ceva. Păi arhitectul nostru nu se pricepe? Ce ajută? Una e arhitect, o altă e peisagist. Sunt două meserii diferite, nu știu dacă... Parcurile mari ale municipiului nostru trebuie să recunoaște că nu suferă de deficiențe. De, mă refer la Parcul Dumbrava, Dendrologicul sau Parcul Central. Nu suferă de deficiențe peisagistice. Sunt, într-adevăr, anumite parcuri impropriu de anumite parcuri, pentru că nu au suprafața respectivă de parc, dar să le numim parcuri, parcul acele parcuri de cartier, dar, într-adevăr, acolo suferă din punct de vedere peisagistic, dar contează foarte mult și factorul uman, care, din păcate, nu este pe măsura cerințelor întreținerii unui parc. Și avem exemple, Parcul Speranța, care îl igienizăm foarte des, dar în permanență este plin de semințe, și alte resturi. Avem exemplu Parcul Aurora, care a fost pur și simplu devastat de, și suntem în curs de reamenajare. Dar problemele pe care le-ați ridicat sunt adevărate și intenționăm să... Dacă nu mă înșel, aveți în coordonare și poliția locală și cred că puteți să luați măsuri acolo unde sunt probleme. Da. Permiteți-mi să vin în completarea lui Alex și dacă tot avem problema spațiilor verzi, eu am mai avut-o la nivel de inițiativă, haideți să facem proiectul Adoptă un spațiu verde. Firmele și cetățenii care își permit să poată să-și gestioneze locurile mici dintre blocuri, rămânând în sarcina spațiilor verzi, doar parcuri mari. Ce pot să vă spun? Deci, în momentul de față, coordonez un grup de lucru pentru un regulament de administrare a spațiilor verzi. Sper ca într-o săptămână, două, să finalizăm un proiect pe care să-l supunem în dezbatere și cu ocazia dezbaterii să introducem anumite aspecte pe care dumneavoastră le ridicați și care sunt considerate pertinente. Încă un aspect pe care, o să și închei, aș vrea să vă întreb, domnule viceprimar, pentru că am urmărit foarte atent campania noastră electorală, în ce stadiu sunteți cu preluarea canalului siderurgic și cu zona industrială, din partea industrială pe care... Ai lăsat că n-ați fost votat, nu trebuie să vă răspund. Deci, mergeți pe de o parte. Atâta vreme cât... Ce are, ce spune, deci, intenționez. Să facem o întâlnire cu parlamentari din toată sfera aria politică și să punem această problemă în discuție, pentru că trebuie pornit, în primul și în primul rând, de la clarificarea situației juridice a canalului. Cine e proprietar, pe scurt? Acolo este o multicefalitate, ca să-i spun așa. Pe canal, ca mijloc fix. Ca mijloc fix. Exact. Canalul, ca dale, exact. Ca, așa, este al fostului
sindicat liber al combinatului siderurgic, apa după canal aparține apelor române, iar potențialul piscicol al canalului aparține Agenției Naționale de Descurcire a Gărilor. Și până când nu se va clarifica și nu vom depune eforturi comune la nivel de municipiu și de județ pentru clarificarea situației juridice, din păcate nu se poate face nimic. Dar intenționez alături de domnul primar și nu s-o fac pe mine dacă nu o face nu. Să inițiem asemenea măsuri. Restul trebuie să face chestia asta. Domnul președinte, vreau să mai dai un răspuns ca să nu rămân dator, dar domnului consilier, care se pare că este în campanie electorală, dar nu contează domnul Chiriță, vreau să nu mai mințiți cetățenii din Călăraș, că primăria Călăraș și primarul Dulcea a blocat drumul de la Sider. Ai o minciună care a stat-o în spațiu public și nu știu de ce. Nu, este o minciună pentru că nici măcar n-a știut ce ați votat în buget. Dacă puteați să vă uitați acolo, este poziție bugetară în care puteți, am prins modernizarea drumului de la Siderca. Da, o să vedeți în zilele viitoare că o să se termine licitația și putem merge mai departe acolo în care vrem să facem și cu iluminat public. Dar sunt niște probleme administrative pe care dumneavoastră se pare că nu mai le înțelegeți. Și atunci începeți în spațiul public să mințiți lumea că Dulce blochează drumul de la Sirea. Vă rog frumos să vă rezumați la lucruri reale. Da, e un lucru real faptul că cei de la Consiliul Județean au, și-au făcut bucata care le aparținea și primăria Călăraș nu a continuat bucata care le aparține. Consiliul Județean, domnul consilier, Consiliul Județean are o divizie întreagă de lucru acolo. Da, dacă ați auzit de drumurile județene. A fost foarte simplu. E o societate. Noi avem decât două, trei utilaje în care putem să facem niște lucrări între blocuri care le facem la acest moment între blocuri. Da? Noi acolo trebuie să contractăm această lucrare. Drept urmare, dacă vă aduceți aminte, nu știu dacă a trecut o lună de zile de când am votat bugetul, și e prins acolo și o să scoatem această lucrare. Sunt prinse multe lucruri. Important e ce se face, nu ce o să vedeți că facem, domnul consilier. Vă mulțumesc, domnul președinte. Da, domnul, vă rog. Domnul președinte, eu aș vrea să aduc în atenția colegilor și în special al serviciului de spații verzi o anumită situație, deși se ocupă de tăiera vegetației dintre blocuri, chiar acum câteva zile acțiunea se desfășura în fața direcției agricole și folosesc niște motocositoare care nu au apărători. Ceea ce poate produce multe evenimente, pot sări pietre în parbrizele autoturismelor care sunt parcate și chiar cele care se deplasează pe drum. Și lucrul acesta nu ar face decât să este posibil să ne trezim cu foarte multe plângeri din partea cetățenilor, chiar cu acțiuni în instanță pentru despăgubiri. De aceea vreau ca colegii noștri de la serviciu public să dea o mai mare atenție, să folosească motocositoarele așa cum prevăd datele tehnice. Cu apărători și nu fără apărători. Suntem la aproape finalitatea celei de-a doua coase și din fericire nu s-a întâmplat niciun eveniment. Și asta pentru faptul că măsurile, să știți că au fost luate și prin folosirea celor plase verzi de protecție și grijă foarte mare a lucrătorilor. Aveți dreptate. Deci coasele au apărătorile necesare, dar oricum, dacă nu se folosesc acele plase verzi de protecție, se pot întâmpla. Deci, de motocositoare, acela care nu apărătoare este partea aia, știu mai bine decât mine, care este în fața listului. Deci, apărătoarea există, doamnă, nu poate să lucreze cu apărătoarea, că îi sare lucrătorului în ochi. Deci există, numai că ea oricum nu face față la protecție din ala. Cât să pierdubi, că așa ce o să întâmplă, asta e treaba mare. Asta e tupă. Doamna Brânză, dacă puteți să avem apărători, nu am avut niciun caz de când am început campania de primăvară, nu am. Față de anul trecut, când vă spun că au fost cel puțin două parbrize sparte, știu eu. Din fericire până acum, dar dacă nu ne luăm în sensul. Da, nu vreau să o să mai zic să nu mă așa, dar butilajele nu funcționează fără apărător. Îmi verifica oricând, că așteptăm și vă... Ok, am să fac o fotografie odată. Da. Și o să pun aici pe...
Da. Domnul prezent, de fapt, pentru tine vorbim. Dacă tot ca economică de la București, există norme care arată durata de viață la clădiri. Și mai tânărul meu coleg, mult mai tânărul meu, are dreptate, domnule. Vezi că acolo vei ajunge și ori să... Eu am fost odată. Ori să încerce niște explicații de drept tembele, domnule. Aceste clădiri, după știința mea, au durată de viață 25 de ani. Vorbim de anelevurile astea ușor. Domnule, le-am încadrat, și aici pot să mă combat, gică. 30 de ani. Știi, inadmisibil. Păi ce teme e legal? Poate că sunt eu în urmă. E posibil. Dar din durata asta, normată de viață, aproape 20 de ani s-au dus. Ceea ce înseamnă că două treimi din valoare s-a dus. În condiția în care el, locuitorul, a avut grijă și a întreținut bun, corectiv. Prin urmare, este foarte important durata de viață, materialul în ce e de făcut, da? Și cât din durata de viață a expirat. Astea sunt cele trei elemente esențiale. Să-i vezi ce explicații dau ei, te doare capul. Eu știu că am discutat, de asta am spus. De asta am spus că știm că acest lucru trenează din momentul în care cei care au avut acel ANL au vrut să cumpere. Știu. Da? Și în momentul în care am luat, a venit evaluarea de la ANL, deja toată lumea a bătut în retragere pentru că a râs la banii ăștia în altă sincer, casă. Sincer. Da? Eu și atunci... Asta vin în chiar dacă ar putea să... Și chiar dacă ar fi dispus să dea instrumente de finanțare... Nu îi permit. Așa nu, că dacă ele sunt sume mari, îți dai seama că... Nu. Nici banca are dreptate. Nici banca nu le-a dat credit. Domnule, că sumea aia iurea domnului. Deci am înțeles și așa o să facem un moment în care o să stăm de vorbă, să vedem cu cine dacă e problemă la minister, nu e ce ajută. Doi, acel lângă mine colegul meu de bancă, când aveam eu calitatea cât de cât oficial aici, ne-am apucat să le vărâim alea măcar care se văd. E obligația lor potrivit contractului și nu altcumva. Corect. Domnul Gicu, la următoarea ședință, dacă nu faci diligență, domnule, adică, voi știință că potrivit contractul alineatul și așa mai departe, veți în obligația să, cum e de vreo 10 ani, din ce am auzit, eu le-au și mai sub închideat, total ilegal, nu se negă să mergem așa râși. Prin urmare, aici de față o prede în Gicu, să ducă peste ei, dar nu oricum, bați frumos la ușă, îi dai documentul, și spui să-și facă treaba. Îl găsește acasă. Dacă nu e nimic, facem o înștiințare până altă. Este și pe presă, și pe ziar, pe unde vrei. Ai altă treabă. Ai procedură. Legea, legiuitorul, a prevăzut-o și pe asta. A treia chestiune... mai sunt destule suprafețe de tăiat, că eu doar că toată ziua și de acolo deci trebuie. Dacă vine ploaia de mâine o săptămână, și de căldură este clar că o luăm de la cap. Ai închis pe rău. Sunt de acord cu tine și noi am pățit la fel. Da. Nu, asta vreau să spun și că acolo este pericolul numit căpușe, domnule. Și nu de mine care sunt intru la categoria expiratus. Deci, sunt destul copii care se joacă și bucuria lor. Voi că nu mai răspunde, domnul. A, păi nu dau vreo de seară. De ce pot să vă răspund? Este că până acum s-au făcut două acțiuni de combatere cu bine. Merge la fața lor. Așa e cel mai bun. Așa este. Marius, știi nevoie, apropo de ANL-uri? Păi, eu, Viorel? Nu mai vorbim de ANL. ANL-ul e clar că toată lumea, fiind ce se întâmplă acolo, este clar. Da? Că prețurile sunt destul de mari, oamenii au dreptate. Și mai ales expirată. Deci mai ales ar dori să cumpere unii dintre ei, dar nu pot, prin instrumentele bancare oferite, nu o să poată să aibă acces la bani. Ministrul a zis că o să înjumătățească cumva prețurile astea, dar nici asta nu e suficient, pentru că dacă înjumătățește și palea, și palea, valoarea tot de efectat de ei. De asta, venise cu propunerea pe care noi astea eu și spuneți, domnul director, dacă vorbiți voi între voi acolo, spuneți. Asta i-am remarcat și eu. Vreau să spun că pentru anul 2021, valoarea de înlocuire care intră pentru vânzare cumpărare, aproape s-a dublat. Da? E cu 80% mai mult. Dar nu putem face altfel pentru că ăsta este legea și așa o facem. Deși 20 de ani aproape s-au scos. Dar asta s-a văzut de mult. Din 2013-14, când am început să facă cărți funciare, să cerem cumpărarea, așa s-a întâmplat. Și nu s-a reglementat nimic. Treaba aia cu drogul de sare. Nu, vreau să faci ceva. Dar în fiecare an a crescut prețul. Nici de cum nu s-a diminuat. Parlamentarii nu știu de bine.
mobilizați. Nu, dar noi așa, am dreptate, colegi. Trebuie să facem adrese la Ministerul Dezvoltării și după aceea fiecare grup parlamentar își în forță și punem problema. Și arată ce? Vreau să mă văd cu proști. Da, vă rog, dacă mai sunt interpelări. Eu vreau, nu interpelez, că nu interpelez, vreau domnul Alexandru Chiriță, sigur, interesante lucruri a spus. Noi ne-am angajat într-o campanie electorală unde am promis niște lucruri la cetățenii noștri. Și vreau să-l informez că am găsit un voluntar, un arhitect călărășean, peisagist, și deja vă informez că Scuar deja a făcut proiectul, este tocmit, domnul Sandu, și cred că în toamna asta, că nu ne-a permis timpul să-l punem în aplicare acest proiect, l-a făcut gratuit ca cetățean al nostru, un băiat este un de interesant, care a venit, s-a angajat și a făcut lucrarea asta Scuar, din cap în cap, să-l facem excepțional, în sensul de a îmbina gazonul cu plantația de trandafiri. Cum ați văzut la gară, dacă vă duceți să vedeți, model tot el a proiectat și la gara, a văzut scoarul acela cu trandafiri, unde s-au pus deja 13 de trandafiri. Deci modelul ăla va fi tot scoarul. Și mă bucur că să aveți susținere să punem trandafiri, că domnul primar a promis și eu am promis și toți am promis și ne-am cam lăsat tot în șa. Mi se pare pertinentă propunerea. Cetățenii chiar vor... Deci am adus proiectul de la mine. Cetățenii chiar vor... Modernizarea străzii București nu o să afecteze și scoarul. Nu, nu, n-are nicio treabă cu el, cu scoarul. Nu are, n-are voie spațiul verde să atingă de el fără o aprobare a Ministerului Lucrărilor Publice. Păi a vrut și răposatul Dumnezeu să-l ierte. Eu am sesizat distrugerea trandafirilor, unde a și primit o amendă de 50.000 de lei, ca să știți. A luat-o ca persoană fizică, a dat 5... Haideți să-l lăsăm să odihnească. Nu, Dumnezeu să-l ierte. Păi nu, eu nu... Haideți și moderați. Nu, dar vă spun, s-a încercat distrugerea lui să facă parcări. A făcut numai lucruri rele, dar nu, n-a zis nimeni că a făcut, deci... Dar cu trandafiri, să știți, că a distrus 2 hectare de trandafiri. Împreună cu dumneavoastră. Haideți, vă rog, trandafiri și nu sunt de parte.